întoarcerea de la Dubai și drumul meu către Londra și Liverpool, am avut ales între a avea o escală scurtă la Istanbul sau de a veni pe o escală mai lungă de 11 ore în orașul din Turcia. Așa că evident am ales cea lungă, varianta de 11 ore. Am aterizat pe aeroportul secundar, pe Sabiha Gökçen, și am venit în oraș. Mă gândesc să vă dau câteva sfaturi astăzi despre ce să faceți atunci când aveți o escală, la fel ca mine, aici în Istanbul, cum să vă organizați timpul, cum să vă organizați întreg programul, cât să vă iasă mai bine decât mi-a ieșit mie, pentru că am încurcat cu metrou și am pierdut destul de mult timp la început, însă am parte de o zi foarte frumoasă, am venit să revăd câteva locuri care m-au impresionat de prima oară de când am venit aici și pe care mi-am dorit să le văd și să le revăd, și dacă am puțin noroc reușesc să ajung și să vizitez Topkapı, palatul extraordinar de luxos din perioada otomană. Așa că vă rog să îmi țineți pumnii să văd dacă reușesc să fac asta. Am zburat pentru prima oară cu Pegasus, cu compania turcească de low cost. Am zburat din Sharjah, dintr-unul din Emirate, către Istanbul și mai departe voi zbura către Londra. Mergem la meci, mergem la returul semifinalei Champions League dintre Liverpool și Barcelona. Și după cum spuneam, am luat o escală lungă de 11 ore aici, cumva și pentru a mă odihni, pentru a nu sta doar în aeroport toată ziua și pentru a mai vedea ceva în plus. Trebuie să recunosc că am ales să vin în oraș și pentru a mânca cât se poate de bine. Mâncarea turcească este printre preferatele mele, indiferent că vorbim de ceva foarte simplu sau de mâncare adevărată, feluri principale sau deserturi. Îmi place foarte mult, pe locul preferințelor, în topul preferințelor mele este fără îndoială Turcia. Așa că am venit cu un bus de pe aeroportul Sabiha Gökçen către centru, către Taksim. A trebuit să pleacă odată la 20 de minute și costă 18 lire turcești. Iar de acolo am început plimbarea prin oraș.
câștigat, dar după o zi de alergătură, de mâncare, de câteva vizite de soare mult și puțină relaxare, sunt regăsită să mă bag zborul între Londra. Champions League, mai am puțin și ajung.